În fiecare an, între 23 și 24 iunie, în popor este sărbătorită Noaptea de Sânziene, fiind un prilej de bucurie pentru toată lumea. Tradiția spune că atunci se deschid porțile cerului și lumea de dincolo vine în contact cu cea pământeană. Supranumite și drăgaice sânzienele sunt preotese ale soarelui, care ziua apar sub forma unei adieri ușoare de vânt, noaptea se transformă în fecioare cu părul bălai. Îmbrăcate în rochii albe din nor, ce se prind în hore amețitoare și cântă cu voci dulci cum nu s-au mai auzit. Sunt vestite pentru frumusețea și bunătatea lor, dar sunt foarte greu de perceput din cauza faptului că se mișcă foarte rapid, fiindcă au o briză ușoară, transparente și pure. În unele zone din țară, noaptea sânzienelor se aprind focuri sus pe deal și oamenii încinși cu brâuri de pelin se mișcă în jurul focurilor, după care aruncă brâurile în foc să ardă, în același timp cu toate necazurile viitoare. În noaptea asta este noaptea de sânziene și ceva în legătură cu asta, tradiție, obicei? Nu. Uite, de exemplu, fetele își visează ursitul în această noapte. Crezi în această tradiție? Nu. N-ai legat să încerci? Nu. Obiceiurile se mențin referitor la sânziene, se mențin, indiferent prin ce trece omenirea, se mențin. Pe unde mai sunt oameni, pe unde nu, porțile închise, tineretul plecat, servici, nu? Nu vedeți noastră ce e în țară. Ce să vă spun altceva? Noi am trecut prin astea, am îmbătrânit, avem, de bine de rău avem cum veni, dar e rău de care n-au. Chiar nu. Se spune că domnișoarele își visează ursitul în această noapte. Vrei să încerci această tradiție? Nu cred. Obiceiurile și tradițiile de sânziene sunt diverse și numeroase în funcție de zona geografică a țării și influențele specifice regiunii. Aceste obiceiuri și tradiții se practică fie pentru bunul mers al treburilor, fie pentru a atrage norocul și belșugul, dar și pentru aflarea ursitei sau pentru grăbirea măritișului. Sărbătoarea sânzienelor este considerată a fi și momentul cel mai bun pentru culegerea plantelor de leac, dar și de descântec. Astfel, în noaptea de sânziene, femeile merg să culeagă flori și ierburi, care vor fi folosite contra bolilor.